Spăla clanța ușii după fiecare musafir. Aha. La urmă dătea peșchirul așa, într-o apă, două. Da. Și îl zvânta în mână, la soare, în fundul curții. Jap, jap, jap. Să nu-l spurce microbii, microbii de pe gard. Unde avea numai oalele puse. Oalele puse erau în pari, cu gura în jos. Așa era gardul, stătea dreaptă și înaltă și serioasă. Păi da, cu mâinile întinse, cât era peșchirul ăla de lung, care uscându-se, peșchirul începea să se umfle de vânt. Asta iar se pregătește să zboare. Acuși o să o vedem așa, domne, peste case. Bă, asta se duce să măture raiul, bă. Era mare ceartă în casă, mare ceartă în casă, dacă noi copiii ne apropiam prea mult de patul ei, după sobă. Că zicea, auzi, că-l pângărim. Așa zicea. Noi ne feream cât puteam, dar na. Din șase câți eram, vă dați seama, unul tot mai scăpa mâna pe, măcar pe piciorul patului. Baba da fuga atunci, repede, repede, cu apă clocotită și spăla bine locul. Tu îi înveți, o bombănea ea pe mama. Numai de tata îi părea rău. Și de când a murit, știți ce face? Și ce făcea? Se ducea în fundul grădinii, sta așa tristă, ori se jelea, chiar se jelea. Fănică, fănică, muriș nevecuit. Dacă ne apropiam vreunul, odată tăcea. Dormea cu picioarele scoase din pat, încolo, așa, drepte, afară din cergă, vreau să zic. Ca dintr-un fel de tron prea scurt. Când pleca pe la Fisa, pe la Rița, desfăcea patul și chitea blanele. Vă dați seama? Le lua una câte una și le făcea așa grămadă. Că auzi că ea pe scânduri dormea, că nu voia să pună saltea. Că zicea că salteaua nu odihnește sau nu hodinește bine. Cerga, velința, tot așa le chitea, le chitea pe lacră. Când venea, le lua la spălat. Blanele patului le usca, rezemate de gard. Apa nu aducea de la prima fântână, nu, ci se ducea peste 7-8 fântâni mai încolo, care aveau cumpănă. Până ajungea ea la cișmele, olo, ea nu suferea fântânile stătătoare, de teamă să nu fi luat apă înaintea ei de acolo dei necununații. Adică niște păgâni, cum le zicea ea. La cișmele apa se primenea în continuu. Venea de la o poștă cu oala mare pe cap, așa, pe podul palmei. Parcă era, nu știu, domnule, parcă era o sfântă. Dacă se întâlnea cu popa pe drum, ori cu vreun om necununat, ori vedea ea așa vreun os, domne, vărsa apa în curte, să n-o vază lumea. Și se întorcea. Se întorcea să ia alta. E, uite așa putea să o ție toată ziua. Baba noastră, babă. Când spăla cămeșile, începea de lunea și până vineri, domne, le tot linciurea. Le punea sara iar în albie. Dimineața iar le punea la spălat. Și era cu gândul numai acolo, dar numai și numai acolo. Când se ia varza din beci, întâi se spăla bine, 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 cu apă caldă, în casă. La urmă, mai lua și într-o cană să se spele și acolo. Și înainte de a umbla în putină, fiindcă pusese mâna pe clanță, înțelegeți? Toate certurile în casă începeau de aici. De aici începeau toate. Că le cerea la toți să facă la fel. Ah, în tinerețe fusese o frumusețe, o frumusețe de femeie, toată lumea vorbea. Cu pielea albă, era roză, era înaltă și subțire, cu ochișorii aia mici în cap, micii negrișori. Și se îmbolnăvise, domne, când au făcut casa,
că gătea singură pentru oameni, na. Și în curte, în soarele ăla pe lângă foc așa, și începuse să o doară rău de tot capul. Dar rău, 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 rău de tot. Da. Și la urmă odată i s-a zbârcit fruntea și cam surzise și din asta rămăsese ea așa cu durerea asta a spălatului. Așa. O durea? Zău, că o durea dacă ceva nu era spălat în 7 ape, de la 7 fântâni. Iar Nora, în loc să o înțeleagă, ce credeți? I-a umplut casa de copii, că săreau toți în toate părțile. Acum niciun lucru nu mai era, na, la locul lui. Cum să mai fie cu 7 copii? Când făcea norul sacoliva, aolo, zicea că s-o ia, s-o spele din 44 de ape și comanda apă de la cișmea. Baba de Marin Sorescu.